Burlacul, emisiunea cu cele mai bune audiențe din sezonul estival 2010 revine la Antena 1 și încă o dată concurentele vor avea pentru ce să lupte. Chiar dacă nu este la fel de celebru ca Botezatul, în mod sigur Burlacul are cu ce să impresioneze. Până la 27 de ani a trăit pe 5 continente, a studiat în Elveția și Monaco, vorbește 4 limbi străine și evident își caută aleasa. Numele lui este Eduard Popescu Strollen, iar înscrierile pentru casting au început deja. Domnișoarele care cred că îl pot cuceri sunt așteptate să se înscrie accesând site-ul emisiunii www.burlacul.a1.ro.